Deșteptarea. Trezim cu bucurie și cu voioșie cu ce începem cu o veste bună. Începem cu o veste bună. Probabil ați văzut pe rețelele de socializare acel filmuleț care prezintă un tir care a reușit să evite în ultimul moment impactul cu o femeie. O femeie în vârstă, avea vreo 90 de ani. Da, am văzut și eu. Deci omul a făcut o manevră cu tirul. E incredibil ce a reușit acolo, da. Pentru că femeia pur și simplu s-a aruncat în fața mașinii, nu s-a uitat, nu s-a asigurat nici în stânga, nici în dreapta. Tirul, venea pe șosea cum vine orice tir și deodată a cotit la stânga și a intrat săracă într-un gard, însă femeia a rămas teafără și nevătămată. În județul Galați s-a întâmplat asta. Interesant este că femeia l-a luat apel la o cară, să spun așa. Dacă a stricat gardul, adică ce te așteptai? De ce vii, domne, ca nebunul pe șosea? Adică cam așa a spus bătrâna șoferului de tir. L-a certat că de ce merge ca nebunul, știi? Asta în condițiile în care ea sărise în fața mașinii. Viteză mare n-avea, că dacă avea viteză mare nu oprești. Probabil avea viteza regulamentară, știi? Da. Cum scrie acolo la regulament și de-aia a reușit să evite. Ideea este că șoferul de tir a fost chemat la poliția, la poliția din Buzău, la sediul poliției din Buzău. A fost lăudat și premiat cu 500 de lei. Serios? Da, pentru abilitățile sale în calitate de șofer. Îți dă poliția 500 de lei dacă faci lucruri bune pe șosea? Păi știi cum s-a întâmplat? Bătrâna a fost amendată cu 450 de lei. Și au mai pus 50 de la ei. Eu așa zic. Care era o pătură, da. Zic, băiți, hai să ne adunăm, să-i dăm lui omul ăsta 500 de lei, nici nu-i mă-l pun 10 lei de fiecare. Domnilor, bravo pentru această inițiativă. Uite, ar putea să meargă și în sens invers, Radu. Adică dacă oamenii care sunt buni și sunt ok și n-au amenzi sau fac lucruri în trafic la care te-ai aștepta, poate dacă sunt felicitați, poate merge și așa. Adică să ne dea puncte pe permis, ca să avem de unde da după, avem, știi? De unde, să strângem așa multe, să fim, să conducem regulamentarul 3 ani de zile. I-au dat, și diplomă de condus defensiv. Da, felicitări foarte, încă o dată. Foarte frumos din partea tuturor. Și încă o dată sfatul acela pe care îl dăm, să mergeți încet. Iar pentru pietoni, mai am un sfat personalizat așa. Ia să auzim. Să știți că trecerea de pietoni este o convenție, adică ea te apără în măsura în care tu te asiguri. Te asiguri, șoferul trebuie să fie și el atent și așa mai departe. Nu te arunca pe trecerea de pietoni cu capul înainte fără să te uiți stânga-dreapta, bănuind că ai un gard în jurul tău, că el nu există. Uitați-vă dacă vin mașini, că știi că traversează oamenii, nici nu se uită. Da, cu capul înainte sau cu ochii în telefon, ceea ce este foarte grav. Da. Foarte periculos, pentru că doare rău și se poate sfârși foarte urât. Tu, fiind în mașină, ești mult mai protejat pe trecerea de pieton, în calitate de pieton, și chiar dacă ai dreptate să ți se dea prioritate, se poate greși. Mori cu dreptatea în mână, vorbea românului. Exact, așa se zice. Deșteptarea